Bună dimineața de la Constanța. Zi, Marcel. Marcel răsfățatul. Zi, salut. Hai mâncare la pești, că săracii tot așteaptă. Hai, sar și tu. Foarte, foarte frumos afară. Iar o dimineață superbă. A ținut vremea cu turiștii. Oh, n-am nimic cu turiștii, dar vă spun, noi ca localnici abia așteptăm să se termine sezonul. Pentru noi este îngrozitor. Fiecare hotel are minim 10% locuri de parcare. Cine parchează aici vine pentru o săptămână, nu mai mutăm așa, pentru că a doua oră nu mai ai șansa să găsești loc de parcare. Intrarea la mine în casă, poarta, îmi este blocată mai tot timpul. Sunt oameni care lasă pe avarii, o iau pe jos să-și caute un loc de parcare, pentru că sunt multe străzi cu sens unic. Este disperare. Mai mult, ce mă deranjează, sunt oamenii necivilizați. Dacă ies acum la exterior să vă arăt ce am pe acea peluză, ce mai am eu, gazon, plante, vă speriați. Fiecare ce are prin mașină a venit de la drum, sticle, borcane, cutii, țigări, pachete de țigări, aruncă scurmiera. Este îngrozitor. Pe de altă parte, pe strada asta, singurul coș de gunoi este la mine, la colțul casei. E un coș de gunoi de 40 de litri, cât în coșul de gunoi care l-aveți în bucătărie. Adică se umple fix în 10 minute. Iar gunoiul este luat de doar pe săptămână. Vă imaginați ce am eu la colțul străzii? Da, mulți, foarte mulți macaci, poți să le pui coși de gunoi și din metru-metru, tot pe jos o să arunce. Deci, abia aștept să se termine sezonul, să ies să-mi fac curățenie. Acum fac degeaba. Dacă văd că este curat, mai mult acolo, vin și se descalță, se spală pe picioare și lasă sticlă de apă pe bord. V-am mai zis asta de nu știu câte ori. Să se încălzească, se întorc la plajă, se spală pe picioare și aruncă și golesc scrumiera, tot ce au prin portiere, prin... E îngrozitor, îngrozitor. Da. Ciudat este că acești turiști, când merg în altă țară, se comportă mai civilizat. E, aici sunt sălbatici, sunt macaci. Pe cine întrebi, o să zică, nu, eu am strâns și după alții, eu sunt ăla. Ăia aruncă. Da. Bun. Haideți să ne calmăm. Eu sunt calm. V-am zis, o dimineață superbă. Peștii fericiți, pisicile fericite, eu fericit. O să gătesc o rețetă simplă. O rețetă pe care toată lumea a făcut-o, toată lumea a mâncat-o. Nu am puteri și răbdare astăzi să gătesc prea mult. Este duminică. Na, la plajă nu o să merg, dar o să-mi vină ceva prieten, poate pe seară o să fac un grătar, na, ceva rapid. Astăzi o să gătesc un ghiveci de legume, am multe legume, o să vi le arăt, cu pui. Unii o să zică tocană, unii ghiveci, ziceți cum vă place. Eu azi o să zic ghiveci. Vară și ce am pregătit, am aici legume, cartofi, morcov, ardei gras, ceapă, ardei iute, mazăre, boabe și mazăre păstăi. Și aici, am un pui întreg din acesta, fără antibiotice. A fost destul de scump, știu că am văzut bonul la sfârșit și a fost destul de scump, nu mai țin minte, dar foarte, foarte scump. O fi bun. Un piure de asta de roșii și ceva condimente o să mai trebuiască.
Era bine dacă aveam și eu o supă de pui sau o supă de legume, dar nu am. Aș putea să fac din oasele de la pui, repede să pun ceva legume, fierb, făceam o supă, dar azi nu am răbdare. Mă înțelegeți pe mine. Hai să ne apucăm. Prima dată îmi tranșez puiul. Repede, repede, repede. Asta merge la pisici. Hai. Este aici pulpa. Așa. Mi-a căzut jos. Se mai întâmplă. Asta tot la pisici. Și pieptul de pui. Îl tai întâi așa. Hai. Eu ce oase tare are. Și după aia așa. Nu știu dacă o să folosesc chiar tot. Asta pe jumătate. Ia. Asta este puiul. Mă duc să-l curăț bine, bine, bine. Îl mai piguez dacă mai are ceva pene. Îl spăl și ne apucăm de treabă. V-am zis, nu cred că o să folosesc tot puiul, e prea mult. Carnea este tăiată, curățată, spălată, am spălat-o în trei ape, acum stă în apă rece, țeasă tot sângele. Acum, o să tai legumele și nu ca să vă plictisesc, să vă arăt cum le tai eu. Sunt foarte, foarte mulți care le taie așa mărunt, 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 mărunt. Să nu faceți așa ceva. Uite. Mari. Ele se și prăjesc, se și fierb. Nu o să mai rămână nimic, o să transforme totul într-un sos. Dar vrei să le vezi, să le observi puțin în farfurie. Uite așa. Așa o să tai un ardei gras. Morcovul în stil japonez. Să vedeți cât de bine o să arate în farfurie și poți să simți. Îi simți dulceața. Uite așa. La fel și ceapa. Ia să vedeți ce mare o tai eu. Atât. Uite așa. Așa și ceapa. Și acum și ardeiul iute. Cartofii o să intre ceva mai la sfârșit. Dar cum e ăsta, îl tai în două. Ardeiul iute, într-adevăr, ceva mai subtire. Ăsta nu este foarte iute. L-am luat ieri din târg. E foarte aromat. Cine nu mănâncă deloc iute, să nu pună. Eu vă recomand. Și ardeiul iute aici. Gata. Ne apucăm de rețeta. Tigaie. Ulei așa. Hai mă. Cât să ungem fundul tigăii. De fapt e o oală așa mai adânc, mai tigaie mai adâncă, oală mai mică. Punem și puiul la prăjit. Cam jumătate de pui o să folosesc. Era prea mult. Of, dau focul mai mult.
Uite așa. Perfect. Și prăjim bine pe amândouă părțile. La un foc mediu. Puiul s-a prăjit. Dau focul mai mic. Îl scot. Nu trebuie complet prăjit, ca și atunci când îl mănânci așa cu mușdei sau simplu. Perfect. E prăjit 80%. Bun. Ceapa. Prăjim puțin ceapa. Asura asta o să dea tot gustul. Ca să vezi că imediat se dizolvă când pun legumele. Așa. Puțin sare acum. Perfect. Ardeiul iute și morcovul. Așa. Dau focul puțin mai tare. Mulți fac ghiveci sau tocană. Diferența între mine și ei, cred că și noi o faceți la fel, este că eu tai bucățile de legume mai mari. O să vedeți la sfârșit cât de bine arată și cât de gustoase. O să simți fiecare înghițitură. Uite așa, prăjim totul. Nici nu vă imaginați cum miroase. Minunăție. Acum, pun carnea la loc. Vă repet, nu e gătită complet. Bun. Pun și fasolea babe, mazărea. Așa. Puțină boia, dulce. Puțin chimion. Mie-mi place foarte mult chimionul. Nu aveți sau nu vă place, nu puneți, dar sigur vă place. Piper. Nu poate că avem și un ardei iute. O linguriță din dulceață de ardei. Mamă, uite, este gem. Și apă. Atât. Este suficient. O să amestec puțin. Deocamdată n-am pus sucul de roșii și nici cartofi. Las așa 10 minute să fiarbă legumele și o să pun cartofi. Undeva spre sfârșit și sucul de roșii. Dacă pun sucul de roșii înainte de cartofi, cartofii o să rămână tari, tari, tari și cruzi la mijloc. O să pun și cartofi acum.
La fel, tăiați mari. Așa. Încă puțin apă. Capac și mai lăsăm 10 minute. Peste 10 minute pun și piureul de roșii. A venit momentul să punem și ceva piure de roșii. Puneți bulion, suc de roșii, ce aveți? Exact asta am avut eu. Poate mergea mai bine un suc de roșii. Nu mai zic unul făcut în casă. Cred că două lingurițe așa cu vârf sunt suficiente. Perfect. Acum o să pun capacul și în 15 minute cred că totul este gata. Uite ce culori și cât de bine arată. Și cât de bine miroase. Iar gustul. Ghiveciul. Tocana mea. Este gata. Uite cât de bine arată. Nu vă spun ce gust au prins și cartofii sau muiatul sosul ăsta fain. Din punctul meu de vedere, cred că cel mai deștept lucru care am făcut, că am pus un ardei iute. Pișcă, dar foarte puțin, dar aromat. Mănânci mai cu viteză, are alt gust. Încercați să mâncați puțin picant, să vedeți că la un moment dat o să vă placă și o să mâncați numai și numai picant. Nu exagerat. Puțin picant. Gata, pun în farfurie. Nu mai pot de poftă. Am pus în farfurie. Uite cât de bine arată cu legumele tăiate mari. Acum. Puțină verdeață deasupra. Eu am și pătrunjel și mărar. Orice verdeață e bună. Mama mia. Și pentru că v-am spus că mie îmi place iute, mai pun una de aici. Așa zic eu că dă bine. Și e pe gustul meu. Minunăție. Frige foarte tare, las. Nu știu dacă o să am răbdare 5 minute, dar 2 minute măcar să las, pentru că nu pot să mănânc acum. Vreau să și gust. A venit momentul așteptat. Fasolica. Uite cât de bine s-a făcut și cartoful. Uim așa prin sos. Iată. Hai, domnule. Pui. Cartof. Mamă, frige încă. Dacă vă duceți la un restaurant de fițe și la mâncarea asta simplă îi dă o denumire de aia somptoasă și vă cere 100 de lei, sunt mulți în aceia care postează pe TikTok și o să zică: mamă, ce bun este, n-am ca mai bun. Nu s-a inventat, țipă pe acolo, urlă, mega, ultra bun. Nu că n-ar fi bun. Dar asta e o mâncare simplă, foarte ieftină, zic eu. Cred că nu este mai mult de 10 lei o porție de asta, mult 10 lei. Da, și foarte gustoasă. Mâncare care o facem noi din totdeauna. Mă bucur că am făcut rețeta asta astăzi. N-a fost greu de făcut. Mă bucur că am pus ardei iute. Vreau să-l mănânc și pe ăsta. Ăștia sunt foarte puțin iuți, sunt mai mult aromați. A ieșit o minunăție. Sper că v-am făcut poftă. Eu vă mulțumesc. Uite ce bine arată. Ce culori. Vă spun la revedere și nu uitați, ținem legătura. Doamne ajută! A revedere!